Bani europeni pentru drumul care leagă județul Botoșan de Târgu Frumos. Ministrul fondurilor europene susține că există șanse de absorție de fonduri europene pentru cei peste 70 de kilometri de drum ciuruit de gropi. Deși politicienii au precizat că sunt bani din bugetul de stat pentru efectuarea investiției, a fost identificată posibilitatea de a se depune un proiect pe fonduri europene. Am discutat astăzi și cu colegii din Autoritatea de Management POI legat de preluarea drumului național DN28, care are o valoare de 82 de milioane de euro și care, din bugetul de stat, trece în prezent în portofoliul pe care îl finanță cu fonduri europene tot programul operațional Infrastructură Mare. Dacă proiectul va fi aprobat, cele peste 268 de milioane de lei prevăzute din bugetul de stat pentru drumuri vor fi repartizate pentru alte lucrări. Durata contractului este de 29 de luni, din care 5 luni perioadă de proiectare și 24 de luni perioadă de execuție. Perioada de garanție a lucrărilor este de 5 ani și poate fi mărită până la maxim 8 ani. În momentul de față se evaluează cele 3 oferte depuse de constructori.